Oamenii legii au descoperit 50 de cutii ce conțineau articole textile neinscripționate și peste 200 de cutii ce conțineau aproape 4500 de articole textile pentru bărbați, respectiv pulovere inscripționate cu numele unei mărci protejate în domeniu, dar contrafăcute. Pe parcursul anchetei, șoferul nu a putut prezenta un certificat de autenticitate și nu a putut face dovada faptului că firma expeditoare deține licență în vederea comercializării mărcii respective. Marfa, cu o valoare de piață de peste 1 milion de lei, dacă ar fi fost vândută ca originală, a fost confiscată. Polițiștii de frontieră fac acum cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.